anul de la Hristos 1989. Iarnă, se apropia vacanța, dar dacă te luai după vreme, ai fi zis că e toamnă, nu că se apropie Crăciunul. Filofteia de-abia aștepta ziua în care să-și facă pachet copiii și să-i trimită la părinții ei. Astfel făcea în fiecare an, în fiecare vacanță. Mai scap și eu de cozi. Să fiu liberă, că așa cu ei după mine nu mă ia nimeni. Când mi-a zis vrăjitoarea că-s legată la măritii și mi-a făcut ca să desfacă. I-am dus și găina neagră și tot ce-o cerut, numai să mă scape de farmece. Acum, dacă rămân fără copii, poate, poate. Așa că nu mai are răbdare până începea legal vacanța, îi urcă în tren și le dă drumul, răsuflă ușurată. Uf! Își freacă femeia mâinile mulțumită cu un zâmbet larg pe față. Acum, fato, să te văd. Direcția la Valii. Mă mut la el și apoi o mai vedea ce iese. Poate mă ia. Mâine mă duc neapărat la vrăjitoare să-mi facă de cununie. Copiii au ajuns la bunici seara târziu, au pus ceva în gură și s-au culcat. Dimineața s-au învârtit fiecare de câte o treabă. Au hrănit și adăpat vitele, au dat fân oilor, grăunțe găinilor, au curățat cocina la porci și i-au hrănit cu babe de păpușoi. Au măturat curtea și la stradă, au adus apă la bucătărie, de-astea de ale gospodăriei iarna. Astfel a trecut ziua. De înserat s-a înserat de vreme, iar ei s-au adunat prin casă la gura sobei așteptând cina. O mămăliguță caldă, atunci răsturnată pe fundul de lemn, cu brânză curată de oaie și ceapă zdrobită în pumni. Se lingeau pe buze de poftă și priveau cu nerăbdare spre ușă, doar va intra bunicul ca să se așeze la masă. Asta era rânduiala. Fără de stăpânul casei, nici că se pomenea să înceapă a mânca. Bătrânul intră, își scoate cojocul și l-agață în pironul bătut în perete, iar cușma o pune pe scaunul de după ușă. Sărut mâna bunicule, sar copiii. Bună să vă fie inima. Dar Florica unde e, întreabă bunica. Păi, degeaba m-ai trimis la gară să o aștept pe cumnată că n-a venit. Azi niciun tren n-a sosit de la Timișoara. Voi ați avut noroc că ați venit ieri. Dar ce s-a întâmplat de nu vin trenurile? Nu se știe exact. Umblă vorbe de tot felul, ci că ar fi răzmeriți acolo de vreo câteva zile. Voi copii, n-ați auzit nimic? Parcă zicea mămica ceva zilele trecute când a fost la Valii. El stă undeva în Iosefin, pe lângă casa lui Popa ăla reformat, Tăcheș. Căci că a văzut oameni mulți adunați la el la stradă. Iar el pe fereastră le vorbea ceva, dar mămica n-a stat să asculte. Zicea că erau milițieni acolo pe la margini, iar dumnea ei i-a fost frică. Așa i-a spus la vecina de peste gard, mai multe nu știu. O mâmbuca, apoi o i-asculta eu la radio dacă prinde Europa Liberă, doar că ori spune aceea ceva dacă e ceva serios și-o afla ce și cum. S-a chinuit bunic o vreme să prindă vreo vorbă, două, să poată însă îi lua o concluzie asupra faptelor, dar bruiajul era infernal, mai tare ca oricând. În ziua următoare, către seară, după ce a terminat treaba pe la vite, s-a dus să se întâlnească cu prieteni pentru a sta la un pahar de vorbă la cârciuma din sat. Nu că ar fi băut ei nu știu ce, un pahar de vinișor colea. Paharul de vorbă era baza. Măi, a venit sorta de la Timișoara? Nu, dar nu știu nimica mai mult ca ieri. La radio a fost bruiaș mare de tot. Și la al meu. Am fost la gară să mă interesez ce mai e cu trenurile. Nici aestea n-or vinit, nici azi. Trenuri ca trenuri, dar mașini cu număr de Timișoara mai văzurăți de aste două zile. Se amestecă în vorbă un altul. Dreptatea e, n-am văzut. Să știți că nu ia bună. Fraților, intră unul găfâind de cum fugise. Fraților, așa e, nu ia bună. La Timișoara e rău de tot. De unde știi, mata? Am auzit de la Ștefan Amăriucă-i că el o auzit de la vărul muierii, care a fost la târg în Botșani. Pe acolo șopteau oamenii că ar fi prins careva din ceea cu radio-ul cela. Știți voi, cela prin aer, nu știu cum, de vorbesc în toată lumea. Radio cu galenă? Da, de unde nu fi prost, altfel îi zice. Na, bine, bine, dă lucigă-l tocii de nume. Zi odată ce să audi. Ci că e revoluție, fraților, s-a tras cu arma, ci că a ieșit armata și pușcă oamenii pe stradă, dar oamenii nu se lasă, manifestează în tot orașul. Mare dandana, fraților.
Apoi mă duce acasă, poate îi prinde Europa cea liberă și îi voi înștiința numai decât de dimineață și pe voi. Așa a făcut bunicul și cu cheu cu vai a reușit să înțeleagă câte ceva, cum că orașul e închis, că nimeni nu intră și nimeni nu pleacă, fie el tren, autobuz, ori mașină mică. Nici motocicletă, bicicletă, ori căruță cu cai și nici măcar pe picioare. Că oamenii stau în stradă ziua și noaptea fără încetare, tot mai mulți și strigă, jos Ceaușescu, libertate. Cine ar fi crezut a fi posibil așa ceva? Se întreba bunicul vorbind de unul singur, dus pe gânduri și mirat din cale afară. Poate s-a întoarce regele și ne-a scăpat de pacostea asta de comunism. Dacă scăpăm de Ceaușescu, poate primim și noi locuință, sare Costel. Poate. Ce rău îmi pare că nu sunt acum acolo, se căina băiatul în sinea lui. Aș fi ieșit și eu să strig și să mă lupt într-o dreptate, pentru ca să ne dea casă, gândea plin de aplomb copilăresc. Pe zi ce trecea, veștile se mulțeau, bacă-i așa, bacă-i pe dincolo. Timișoara, oraș de huligani, care trebuie stârpiți de pe fața pământului, că sunt dușmani ai poporului, țipa Ceaușescu. În același timp însă, Timișoara s-a declarat primul oraș liber de comunism. Bre, auzirați că tovarășul președinte a convocat adunare populară în cea piață mare din București? Atunci va aranja el pe huliganii aceia care vor răul poporului. Vine secretarul de partid din sat cu știrea la întâlnirea lor de la Crâșmă. Din cauza evenimentelor, acum se adunau și ziua în amiaza mare, nu numai seara. Ian, mai taci din cea gură, se rățește altul. Ce, nu-ți place cumva regimul comunist, tovarășe? Sare cel dinainte, făcându-se tot roșu la față. Ia vezi că partidul... Ia vezi, mata, că acuși altoi una de evidea numai partid înaintea ochilor. Au sărit la bătaie și de-abia i-au despărțit. Ia amu să stați blânzi, că nu știm ce-o fi. Când o învidea, nu știm cui i-a părea rău de ce-a zis acu. Și-au văzut. Măi, bădie, vine unul tot într-o fugă. Auzitați? L-au prins pe Ceaușescu. Cum să-l prindă pe Ceaușescu? Cine să-l prindă? Unde să-l prindă? Orma ta vorbește în dodii. Ba, m-am aflat la Sfatul Popular și tov secretar a deschis TV-ul și am văzut cu ochii mei. Toți s-au bulucit spre primărie ca să vadă minunea. În zilele următoare tot satul și-a făcut viacul cu micul mare, ori acolo, ori la cei 1-2 de aveau televizor. Era a treia zi de Crăciun, Sfântul Ștefan. Ceaușescu nu mai era. Pierise ca și când nici nu ar fi fost. Țara fierbea de schimbări ca și oamenii de optimism. Bunicule, eu aș vrea să plec acasă, zice Costel. Copile, șă-ți blând tu până s-or mai liniști lucrurile. Vreau să mă duc. De ce vrei, mata, să pleci așa de grabă? Poate că acu o să meargă mămica în audiență ca să primim și noi locuință. Crezi, mata, că aceia nu au altă treabă decât de grab să vă dea vouă locuințe? Au acu treburi de stat, picap. Dar dacă, bunicule, răzbătea speranța din vocea copilului maturizat înainte de vreme. Revoluția schimbase multe, cel puțin la suprafață. Lumea era într-o permanentă efervescență. Cred că acum e momentul, își zice Costel. Văd că mămica nu reușește nimic cu locuința, am să iau eu problema în mâini. La cei 14 ani se simțea bărbat în putere. Într-o dimineață și ia surorile mai mici și se înființează la primărie cu intenția de a intra în audiență. Unde, la cine, nu știa, dar știa un lucru, că voia să trăiască omenește. Voi, le instruiește pe cele mici, vă țineți după mine și faceți ce fac eu. Când acolo, încă de la poartă, impedimente. Unde mergeți, întreabă plin de importanță portarul cu mustața lui impresionantă de pe vremea lui Tisa Pișta și cu sprâncenele cele groase de un deget încruntate, menite să sperie și să mai alunge din lumea care curgea avalanșă la primărie cu cereri care mai de care. Descoperiseră oamenii că revoluția le-a adus drepturi și libertatea să le ceară să se manifeste. În audiență, pentru locuință. Număr de ordine, să văd, întinde Nami la mâna spre ei. Păi, nenea, n-am, dar nu se poate. Nu se poate? Ei, aș. Ca orice copil de mahala, Costel știe să se descurce.
Se pitește pe după un butoi cu o plantă ornamentală mare în el, până prinde un moment de neatenție a cerberului și se strecoară înăuntru. Fetele pâș-pâș după el. Întreabă o doamnă care trecea cu niște dosare prăfuite în brațe și află ce îl interesează. Urcă la etaj unde era sala de audiențe pentru repartiția de locuințe. Acolo, lumea și țara, viermuială mare, atmosferă sufocantă, toți cu număr. Dăroată cu privirea, vede că e un loc liber tocmai lângă tocul ușii. Pășește cu nonșalanță și se proptește în ușor până a ieșit cineva. O zbughește înăuntru. Fetele și ele se împing pe lângă doamna care urma să intre de drept. La o masă lungă, comisia. Pe masă, sucuri, sărățele și covrigei. Să-ți lase gura apă, mai ales când ai plecat de acasă nemâncat și, de fapt, ești cam lihnit de foame toată vremea. Doamnă, întreabă cel de la mijlocul mesei, care părea și șef, copiii sunt ai dumneavoastră? Nu, se ferește femeia, care abia atunci observă că este gardată. Atunci cine sunteți voi, mă, și ce căutați aici? Suntem copiii lui doamna Mazăre, face Costel cu un pas înainte, înfigându-se bine în picioare, și vrem casă. Aha, Mazăre, o știm ca pe calul Breaz, ca tot fost pe aici. Și zici că vreți casa, ai? Da. Ne-am săturat să ne mutăm ca țiganul cu cortul dintr-o dărăpânătură părăsită în alta și de acolo să fim dați afară, batjocoriți și umiliți. Nu mai vrem să dormim pe afară ca vai de noi, udați de ploaie, bătuți de soare, suflați de vânt. Așa zici. Dar tu știi că măta a furat o pereche de papuși de la fabrica unde lucră? Nu putem să dăm casă la o hoață? Zice asta numai ca să scape de noi, gândește Costel. Hai, ieșiți că aici avem treabă, că nu ne plătește țara ca să pierdem vremea. Pierdeți vremea cu noi. Dar noi de ce am făcut revoluție? De ce au murit copii ca și mine pe treptele catedralei împușcați de securiști? De ce și-au vărsat sângele eroii revoluției? Ca voi să nu aveți vreme și ca să ascultați durerile poporului? Dar să furați voi aveți vreme? Mama a luat o pereche de papuși, dar voi și alții ca voi în funcții, cât furați? De la noi furați, cu vagoanele furați, fără rușine. Iar mămica mea, fiindcă a luat papuci ca să-și hrănească cei 5 copii, trebuie pedepsită? Ia vezi, copile, ce prostii îndrugi acolo. Ia vezi, se încruntă crânce în omul de la mijlocul mesei. Mă amenințați? Las că am citit eu în ziar și pot să merg să le spun și cum am fost tratat aici. De unde le scoseseră și de unde a avut curaj, nici Costel însuși n-ar putea să spună. Cert e că aș făcut-o și culmea a avut efect. Auzi, hai să nu mai lungim vorba, vino tu mâine dimineață cu mămica ta. Acum nu mai e măta, remarcă Costel. Așa au primit locuință, nu le venea să creadă. Un bloc nou, care mirosea tencuială și a vopsea proaspătă. Un apartament la parter cu două camere și dependințe. Micuț, dar al lor. Nimeni nu mai putea să-i fugărească de colo-colo. Ce putea să facă o fițuică de hârtie care se chema repartiție? Ce-i zgomotul ăsta când eu mă odihnesc, iese mama furioasă din cameră? Costel pune faianță în bucătărie în dreptul aragazului ca să nu se mai stropească cu vopsea când gătim. Păi sigur că doar el l-a stropit când a făcut nenorocitele alea de clătite, că parcă cu clătite s-a înțărcat dumnealui. Dar mămică, o le face tare bune, îndrăstește mica. Și apoi să fie curat și frumos și la noi, completează Daniela. A, și crezi că de-aia mă poate scula pe mine acu din somn cu bocănituri? Costele, mâncate iar iadul, Costele, ce ți-am zis eu săptămâna trecută, când iar m-ai trezit, fiindcă ai meșterit garnișele celea? Ce ți-am zis, să nu mai aud zgomote cât eu dorm? Ce-i, mămico, ce nu-ți convine? Când fac nu e bine, când nu fac zici că-s golan, parazit și putoare. Ție nu ți-e bine niciodată. Acum avem casa noastră, încerc să o aranjez cum pot. A rămas faianța asta acolo unde am lucrat și proprietarul a vrut să o arunce. L-am rugat să-mi o dea mie. Ce rău am făcut de țipi? Tu ce ai făcut la casă de 2 ani de când o avem? Și apoi de ce dormi la ora asta? Unde ai umblat azi noapte? Pe unde tot umbli și nu ești acasă niciodată să le mai faci o mâncare caldă la copiii tăi, ha?
Își ieșise rău din pepen, dacă a îndrăsnit să-și pună boii la car cu mama lui. A ieșit trântindu-și, știind că dacă mai rămânea, îl aștepta un scandal cât casa și vreo câteva scatoalce, cât era el de acum băiat mare. Așa s-au scurs zilele în casa lor, cu veșnica nemulțumirea mamei, care atunci când era acasă îi tuna și fulgera tot timpul. Femeia asta s-a născut să fie nemulțumită. Nu mai suport. Dar unde să mă duc? Sărac sunt, lucrez cu ziua ba la unul, ba la altul, fără siguranța zilei de mâine. Școală nu am, din punct de vedere social sunt jos de tot, doar vin de la casa de copii. Am deja 16 ani. Ce o să se aleagă de mine? Ce-mi rezervă viitorul? Încotro să știu să o apuc? Astfel se frământa Costel zi și noapte, nu-și găsea locul, nu avea stare. Până într-o zi. Avea el un prieten, un băiat din blocul vecin, Daniel. Acesta era la liceu, dintr-o familie de oameni care stăteau destul de bine material și social. S-au împrietenit când meșterul cu care lucra la acea dată le-a refaianțat baia și a înlocuit parchetul în camere. Mult timp petreceau împreună, el și Daniel. În ziua cu pricina fuseseră ei doi în oraș la un film. S-au întors bine dispuși, bârfind actrițele. S-au dus pe la Costel ca să iau un ciocan pentru a fixa în cuie niște postere în camera lui Daniel. De la ușă îi întâmpină urlete. Ai venit, golanule, hoțule, să-mi dai bani imediat. Ce bani, mămico? Las că știu eu că tu ai fost. Nu are cine altul, că pe ceilalți am scuturat bine și nu-s la ei. Banii mei, să-mi dai imediat banii mei. Dar, mămico, n-am luat nimic, nici acum, nici altă dată. Dumneata, te duci la vrăjitoare, la ghicitoare și uiți cât le-ai dat. Nu-i prima dată când faci asta? Nouă nu ne-ai luat niciodată de un leu bomboane, dar la alea le dai de nu mai știi de tine. Mincinos și hoț ce ești, golanule, să ieși imediat din casa mea. Tanti, intervine Daniel, nu a luat el, a fost cu mine la film. Taci, că și tu ești complice. Dar, tanti, vă rog, film, ha? De-aia mi-ai furat banii mei, ca să te poți distra, vagabondule. Pleacă să nu te mai văd în doi ochi. Ieși afară, țipă filofteia din toți bojocii. Ia făcălețul care era la îndemână și se îndreaptă spre Costel ca să-l lovească. Atunci, băiatul ridică unul dintre scaunele de la masă și când a dat odată cu el de podea, țândărlă s-a făcut. Până când mă mai bați tu? Până când crezi că mă poți bate, mai ales fără să fiu vinovat? A ieșit valvârteș pe casa scărilor, apoi s-a ghemuit pe ultima treaptă și a început să plângă în hohote. Cuvintele ei dure l-au durut foarte tare pe Costel. El era hoț, golan și vagabond, iar pe fetele făcea tot felul, dacă nu era totul după pretențiile ei. Pe atunci lucra la un abator și fura carne. Punea hălcile de carne în jurul taliei, le lega bine, trăgea pe deasupra o bluză lungă și largă și astfel ieșea pe poartă fără să fie prinsă. De altfel avea ea șarmul ei, pe care și-l știa foarte bine pune în funcțiune, atunci când avea ea un interes. S-a pisicit pe lângă unul dintre portari și au ajuns să se aibă tare bine, iar bărbatul, tolomac, plin de sine și cu orgoliu bine periat și satisfăcut, că o femeie frumoasă ca ea îl place, făcea pe cavalerul și nici c-o controla. Le trimitea pe fete să vândă carnea. Filofteia cerea prețuri exorbitante pe carne. Nu se mai sătura de bani. Oamenii nu prea dădeau cât cerea ea, ci mai puțin. Nu dau? Mergeți și să mă aduceți carnea înapoi. Curve și vagabonde, nu sunteți bune de nimic. Credeți că nu m-am prins că mă minți și vă țineți vouă din bani? Stând pe scară și plângând, Costel se frământa neștiind ce urma acum să facă. Ce să fac? Unde să mă duc? Nimic înainte, nimic înapoi, nimic, nimic. Viața mea este un mare nimic, nicio perspectivă. Ce să mă fac? Mai bine mor. M-am săturat să pățesc numai rele, numai rele, ca și atunci, cu poponarul. Vrea să alunge gândul, dar nu reușește. Firai tu să fii a dracului de robinet, spune cu năduf Costel și se șterge cu dosul palmei de transpirația de pe frunte. Casa era ea nouă, dar lucrată cam de mântuială. Blocul fusese terminat chiar înainte de Revoluție. Ferestrele nu se închideau bine, bătea vântul pe lângă ele, clanțele de proastă calitate le cedea arcul una-două,
Bateriile la chiuvetă se stricau, garniturile asemenea. Toate acestea le repara Costel. Doar el lucrase în construcții, trebuia să se priceapă, nu? Fă și tu ceva de folos, dacă tot nu aduci bani în casă și mănânci de pe gratis din munca mea, îl apostrofa Filofteia, fără menajamente materne. Dar nu-ți dau eu tot ce câștig atunci când am de lucru. Da, că mare lucru mai dai, ce să zic. Așa că băiatul își dădea toată silința să facă tot ce poate pentru a-și plăti datoriile. Doar că de data aceasta nu ieșea și pace. Pacostecești, că mănânci zilele mama ta de robinet a furisit. Ce-ai de înjuri așa? Îl întreabă frate Sunelu. Ia mă chinui de vreo oră cu robinetul ăsta care curge și nu-l pot opri. De ce nu întreb pe cineva care se pricepe? Păi nu mai știu pe unde lucră meșterul instalator cu care am fost. Am pierdut legătura, pe altul nu cunosc. Nu știi tu pe careva? Ba, îl știu, pe Poponar. Poponar? Ce nume e ăsta? Lasă, e doar o poreclă aiurea, caută să o dreagă Nelu. Nu te mai chinui degeaba, mergem dimineață la el. S-au dus la culcare, Costel se trezește plângând de mama focului. Doamne, ce vis de groază! Tremura tot sub plapumă și a acoperit ochii cu mâna ca să nu îi se mai perinde pe dinainte imagini cu întâmplarea din vis. Se făcea că era dimineață și că s-a dus într-un loc unde îi spusese un vecin că ar găsi ceva de lucru cu ziua. Îl întâmpină un bărbat tânăr, blond, cu niște ochi albaștri ca cerul de vară. Avea pe el doar o pereche de chilos tetra, cam jegoși. M-a îndrumat la dumneavoastră vecinul meu, Ghiță. Mi-a zis că ați avea ceva de lucru pentru mine. Omul măsoară din cap până în picioare. Părând mulțumit de ce vede, îi zâmbește, un zâmbet lat și umed. Lașciv, libidinos, naiv și necunoscător, Costel nu pricepe. Haide înăuntru, apoi îți arăt ce ai de făcut. Intră. O cameră cam goală, sărăcăcioasă, dar lângă un perete tronează un pat mare, tot răvășit. Lângă pat, o namilă de bărbat, vânjos și păros ca o maimuță. Până și pe umeri și pe gât era acoperit de un păr negru și des ca o perie. Tocmai se sculase, dă cu ochii de Costel. Hei, păpușă, hai la tata să vezi ce bine ne distrăm. Costel nu înțelege în primul moment. Când se dumirește, se întoarce pe un călcâi și dă să fugă. Doar că în fața ușii, blocând-o, stătea blondul, rânjindu-i. Celălalt, Namila, se apropia cu pași legănați de felină mare. Unde vrei să fugi, păpușel? Hai la tata, că nu o să-ți pară rău, o să vezi că o să-ți placă. Costel, cască ochi speriați, încearcă să se dea din calea lui, dar ajunge în perete. Omul ajunge, îl prinde, îl ia în brațe și îl ține strâns căutându-i gura. Costel se zbate și se ferește, smucindu-și capul într-o parte și într-alta. Nu, lasă-mă, nu vreau. Bai să vrei. Băi, blondule, ia vino și dă-i ăstuia nădragii jos să vedem ce are el acolo. Când acela îi desface fermoarul de la pantaloni, el urlă ca din gură de șarpe. Ajutor, ajutor, nu vreau. Mă, scoal, mă, ce ai de urle așa? Îl zgâlție Nelu cu putere. Ce-ai bre, scoală odată. Confuz, Costel deschide ochii. Încă nu s-a desmeticit și își privește fratele cu ochi goi. Își pune brațele în fața lui apărându-se. Ce-ai mă, trezește-te odată, sunt eu, Nelu. Abia acum își vine în fire. Am visat urât. M-am gândit eu, ce-ai visat? Nu mai știu. Mințea. Știa chiar foarte bine, dar simțea că nu poate vorbi despre așa ceva nici măcar cu fratele lui mai mare. Bine, hai atunci scoal să mergem la dânsul cu instalațiile, cum ți-am promis. Trebuie să ne grăbim ca să nu întârzi eu la muncă. Merg, ajung, intră în curte și bat la ușă. Iese târându-se somnoros, un ăla micuț și bondoc păstos, cu obrajii romeni și buze groase. Ce ai, Nelule, de vii și scoli omul cu noaptea în cap? Nelu îi zice că așa și pe dincolo, că frate-su are nevoie de ajutor. Nu-i prea convine omului, dar totuși îi poftește să intre. Eu trebuie să plec, îl las pe Costel și mergi cu el acasă la noi să vezi care-i treaba. Din interior o voce răgușită de bas. Ce-i iubițel, unde ai plecat? Vin un coac cu dosul tău grăsuț cu tot. Dintre perne se ivește un cap cu păr negru zburlit și cu o pereche de ochi injectați. Omul băuse zdravăn. Când îl zărește pe vizitator se ridică și se așează pe marginea patului. E gol-goluț, exact cum l-a făcut măsa. Ia te uită ce avem noi aici.
Intră, frumosule, intră, că nu o să-ți pară rău de ce o să capeți. În primul moment, Costel e ca paralizat de groază. Îi vine minte visul. În momentul acela scoate un urlet și o ia la goană de-i sfârâiau călcâiele. Nu s-a mai oprit decât acasă, unde încuie ușa cu cheia de două ori, blochează iala, iar apoi se proptește cu spatele de ușă, ducându-și mâna la inimă. Gâfâie ca o locomotivă cu aburi și de-abia își trage sufletul. Norocul lui că nu era nimeni acasă. Despre această pățanie nu a spus niciodată nimănui. De ce tocmai mie a trebuit să mi se întâmple? Și ce a fost visul acela? Oare a fost o prevestire? Ca să știu la ce să mă aștept și să mă apăr din vreme? Doamne, mulțumesc că n-am pățit o așa rușine. Pot merge să-i denunț la poliție. Doar asta e interzis. Am auzit eu pe șantier că era unul așa ca ăștia, doar că nu-i ziceau poponar, ci altcumva, nu mai știu cum. De asta n-am înțeles eu ce zicea Nelu, că nu m-aș fi dus nici mort. Eu sunt bărbat normal, nu așa? Vrei să zici că ești bărbat când tu nu ai nicio prietenă, iar ăla te-ar fi luat de fetiță? Se ivește o voce interioară. Trebuie să-mi găsesc o prietenă cu orice preț, cu orice preț. Eu nu sunt ca ăia. Totuși cele din vis, precum și întâmplarea în sine, îl cam obsedau. Deși în realitate nu s-a întâmplat mare lucru, iar răul se produsese doar în vis, totuși el se simțea traumatizat. În acel vis, faptul chiar se consumase, iar acest lucru îl făcea să se simtă ca și când ar fi trăit toate acestea cu adevărat. Se simțea terifiat, fiindcă fusese atât de aproape să se întâmple cu adevărat. Visul îi revenea în minte când se aștepta mai puțin. Era îngrozitor. Era ciudă pe el însuși că nu se putea debarasa de aceste trăiri, însă ura față de acel ipochimen care încercase să-i facă rău, nici vorbă să se stingă, și ar fi dorit să se răzbune cumva. Dar cum să-l facă să sufere așa cum suferea el? Poate doar dacă i-ar omorâ băiatul. Dar cum ar putea să facă el o asemenea faptă cu un copil nevinovat? Și nici cu nimeni, nici măcar cu ticălosul în persoană. Cu atât mai mult cu copilul care n-avea nicio vină. Dacă s-ar răzbuna pe copil într-un asemenea mod, atunci el, Costel, ar fi mult mai rău decât un ticălos de pedofil homosexual. Un asemenea specimen, cine știe dacă ar suferi și pentru propriul copil. Pe de altă parte, de fapt, nici nu s-a întâmplat mare lucru. Doar din cauza visului, totul căpătase contur și formă în mintea lui bruscată. Visul, cine i l-a dat? Pe cine să se răzbune? Pe Dumnezeu, poate? Ha-ha! Râdea de propriile ei gânduri și frământări. Auzi ce tâmpenii pot să-mi treacă prin cap. Să mă răzbun pe Dumnezeu? Ha! Cred că am înnebunit de tot. Dar nu, nu, categoric nu sunt ca ei. Nu pot să fac așa ceva. Treaba lor ce fac ei. Eu nu pot, îmi face rău și numai când îmi vine în gând, dar să mai și fac. Brr! Se scutură ca de friguri galbene. Categoric îmi trebuie o prietenă. Simt că am nevoie de o prietenă pe care să o iubesc și cu sufletul, nu numai cu trupul. Vreau dragoste din inimă. Am nevoie de asta. Totdeauna am tânjit după dragoste, dar mama mea n-a știut niciodată să-și iubească copiii. Eu am să obțin dragoste în viață cu orice preț și am să-mi iubesc copiii. Nu-i voi lăsa niciodată singuri, fără sprijinul și iubirea mea. Iar ei mă vor iubi pe mine și soția mea la fel. Amintirea acelui fapt îi inundă mintea și îl răscolește. Retrăind scenele, este copleșit de o disperare chiară. Sare în sus de pe trepte și o ia la fugă. O fugă nebună. Daniel de-abia reușește să se țină după el. Ajunge pe malul Begăi. Intenția era clară, voia să se arunce și să se nece, să scape de urățenia și chinurile vieții. Nu știa să înnoate, s-ar fi dus ca pietroiu direct la fundul apei și gata. S-ar fi terminat și chinul. Daniel ajunge în ultimul moment, se agață de el, îl trage cu putere reechilibrându-i poziția pe mal. Costel se zbate să scape și să-și împlinească planul. Lasă-mă, vreau să mor, zbiera și se zbătea ca un apucat. Celălalt, cu greu și icnete din cauza efortului, îl împingea de pe marginea râului. Costel se smucea în față spre apă, celălalt trăgea de el în spate. De pe malul celălalt, un trecător îi privește și dă din cap dezaprobator. Omul credea că se bat doi adolescenți furioși care cine știe ce au de împărțit. Nu-și putea da seama că, de fapt, sub ochii lui se desfășura o dramă.
Un copil nefericit voia să se sinucidă, în timp ce altul făcea eforturi să-și salveze prietenul. Potolește-te, nu fi prost. Hai la mine acasă să facem un plan, să plecăm din țară. Afară nimeni nu ne știe. O să putem face ceva, tot să reușesc acolo. Ei, da, asta ar fi ceva. I se strecoară lui Costel un gând în creierii lui încinși. Se potolește. Cu fugitul din țară nu le iese. Costel nu avea buletin, deși împlinise de acum 17 ani. Singur, fără părinți, nu și-l putea face înainte de majorat. Iar mamei lui numai de buletinul lui nu-i păsa. Nu-i nimic, o să plecăm ilegal, spune Daniel, deși nici el nu credea ce zice. O făcea doar așa ca să-l țină pe Costel și să nu-l mai apuce disperarea chiară. Cum ilegal? Pe la sârbi. Atâți au trecut granița așa. Dacă ne reușește, bine, dacă nu, nu-i nimic, facem alt plan. Mai ales că acum nu mai e ca înainte. Nu te mai împușcă și nu te mai bate cu bastonul de gumă până te lasă schilot pe viață. Dacă te prinde, îți dă o amendă, dai o declarație și gata. Nu pățești nimic. Nu au fugit. Între timp, pe Costel îl lăsase obsesia cu sinuciderea. S-a întors acasă și aștepta să împlinească 18 ani, să-și facă buletin și pașaport și să emigreze. O să-mi fac un viitor. Le arăt eu la toți. Era în 1992. I se ivește șansa să se angajeze ca salahor într-o echipă care începuse renovarea la Muzeul de Artă. Făcea mortar și îl căra unde era nevoie. Îl durea fiecare oșcior și fiecare mușchi, dar el nu le băga în seamă. Voia să facă treabă bună, să se facă remarcat. Poate îl păstrau cu statut permanent. Pe lângă îndatoririle lui de salahor, trăgea cu ochiul cât putea mai mult și mai atent. Voia să fure meserie, să-și depășească condiția. Într-una din zile a dus mortarul și a rămas pe schele ca să vadă cum tencuiesc băieții. Apoi au venit cei care trebuiau să dea cu glet. La ora mesei aceștia au dispărut care încotro să-și cumpere care langoș, care covrici și salam, care pleșcăvița de la o tonetă instalată nu departe. Rămas singur, Costel nu pierde vremea, se apucă de gletuit. La sfârșitul zilei inginerul vine să inspecteze ce au făcut băieții. Cine a gletuit aici? Nimeni nimic. Voi nu auziți ce v-am întrebat? Cine a tras glet pe porțiunea aceasta? Tăcere. Costel stătea smirna cu capul jos și cu obrajii în flăcări. Tu, Costele? Mort de frică să nu fie dat afară, nu se încumetă să răspundă, dar inginerul ia pe după umeri. Uitați-vă, așa se trage glet, nu cum ați făcut voi. Bravo, Costele. Ești bun, copile. De ce nu te duci tu să faci un pic de școală ca să te pot angaja la alt nivel? Da, școală. Acesta era marele impediment și marea durere a lui Costel, care și-ar fi dorit din tot sufletul să studieze. Dar nu avea el condiții pentru așa ceva și din această cauză tot timpul era stăpânit de un sentiment de inferioritate. Acesta era și motivul pentru care nu avea încă o prietenă, deși el se făcuse un tânăr tare, frumușel și bine clădit. După atâta salahoreală, arăta de parcă ar fi mers zilnic la sală să tragă de fiare, precum feciorii de bani gata. Totuși, în vara anului 1993, a cunoscut o fată, Mihaela. Era vânzătoare la toneta cu pleșcăvița. Băieții spuneau că ar fi cea mai frumoasă fată din zonă. De unde știau ei asta, era o enigmă. De fapt, lui nici nu-i păsa. Lui îi plăcea fata și atât era de ajuns. Dar cum să îndrăznească unul ca el să o abordeze? S-a frământat ce s-a frământat până când și-a luat inima în dinți și și-a zis că încercarea moarte n-are. Nu-și prea făcea speranțe, deși de câte ori mergea la tonetă, ea îi zâmbea. Numai lui îi zâmbea, cel puțin așa îi se părea. Într-o sâmbătă după masă s-a îmbrăcat cât a putut el de bine și și-a propus să meargă să-și încerce norocul. Mămico, te rog să-mi dai niște bani din salariul meu. La ce trebuie? Se jena să-i spună, dar nu avea încotro. Vreau să invit o fată la film, iar după aia să-i dau o înghețată. Filoftea se uită lung cu gura strânsă a nemulțumire, dar îi dă. Ține aici 6 lei pentru film și 3 lei pentru înghețată. 3 lei? Că doar nu vrei să mănânci și tu înghețată. Și așa aduci bani puțini în casă, iar acum ai și ceri. Na, aici încă 3 lei, să nu zici. Crezi că ajung?
Nu știu, te privește. Ia și tu înghețată ieftină la cornet, că doar nu-i duce-o la Violeta, cofetăria cea mai mare de pe Corso. În fața blocului Mihaelei s-a codit 10 minute până să urce la etajul 3 unde locuia ea. Acolo a mai stat câteva minute în fața ușii neîndrăznind să bată. Tocmai a ridicat mâna ca în sfârșit să facă gestul, când ușa se deschide și apare fata cu găleata de gunoi în mână. Ii, se sperie și se fâstăcește din cauza că-i văzută ducând gunoiul. Pe cine cauți? Reușește să îngaime. Pe tine, îi răspunde la fel de fâstăcit. Da, pe tine. Dacă nu te supere, aș vrea să te scot la un film și la o înghețată. Zâmbește roșind în obraj de rușine, dar și de bucurie, că a reușit să-și învingă timiditatea care l-a ținut până atunci departe de fete. Așa a început totul. Prima lui poveste de dragoste. Povestea se înfiripase bine, se plăceau, se înțelegeau, dar când nu-i să fie, nu e și gata. Câteodată soarta e mai presus de voința omului și n-ai ce-i face, trebuie să duci ce ți-e scris. Dacă omul răzbește cu povara în spinare sau nu, e bine, asta depinde doar de voința și de puterea lui de caracter. Eu vreau și știu că pot să fiu tare. O să trec și peste asta, se auto-îmbărbătează Costel. Am făcut eu față la altele și mai și. Doamne, ce groaznic a fost! Capitolul 5. Accidentul. În salonul de spital domnea o liniște densă, s-o post tăia ca pe o felie cremoasă de tort. Bolnavul zăcea pe pat nemișcat ca o mumie. O de-abia sesizabilă, dar regulată mișcarea cearceafului cu care era acoperit până la bărbie, certifica faptul că mai are suflare în el. Era singur. Mama lui îl veghease o vreme, dar epuizată de atâta plâns și văicăreală, tocmai ieșise până la bufetul din holul de la parter să se mai revigoreze cu o cafea și o țigară. În tăcerea de melasa după amiezii, pe coridorul mai mult pustiu la acea oră se aud pași. Tăcuți și ei, ca și când posesorul lor ar fi călcat pe vârfuri, temător, asemenea unui hoț de ocazie, speria de propria îndrăzneală. Ușa salonului se deschide cu încetinitorul. Se ițește un cap de fată, doar capul. Corpul rămâne după ușă, pe coridor. Caută cu ochii care se opresc asupra mogâldeței inerte de pe pat. Fata rămâne nemișcată și ea. Din spate o șoaptă o îmboldește. Ce stai, fată? Intră. Ai vrut să vii la Costel? Acum ce-i? Îi zice mama dându-i un ghiont. Fata nu se mișcă. Intră odată că ți-e ușa deschisă și se face curent. Fata pare că se desmeticește și face un pas înăuntru. Se oprește din nou. Haide că îmbătrânim aici. Mi-e frică, nici nu văd dacă e el sau nu. El trebuie să fie, că ăsta-i numărul de salon ce ni l-a dat sorsa. N-are cum să nu fie el. Dar tu îl recunoști? Eu nu văd decât un cap bandajat și o față, cât se mai vede, plină de vânătăi și umflată ca o gogoașă proaspătă. Nici ochii nu-i se mai văd. Cum să se vadă dacă doarme? Așa, bine, nici pleoape nu mai are omul ăsta. Sunt ca două bășici, eu nu pot fi sigură că este Costel. În clipa aceea se întoarce Filoftea, care prinde ultimele cuvinte și începe a se cânta ca după mort. Costelușul meu, ce ai făcut tu, că ai rămas din Flăcău ca bradul, un olog, fără mâini și fără de picioare? Costelușul meu, ce ai făcut, băiatule? Cum o să trăiești tu de acum înainte? Ce mă știu face eu cu tine? Filoftea se cânta ca după mort, neținând seama că se afla într-un spital și deranja alți oameni bolnavi. Cele două vizitatoare se uită una la alta cam speriate. Ce zice femeia asta? Costelușul meu, rău m-a pedepsit Dumnezeu. Auzi colo, nu se abține de la o remarcă răutăcioasă mama Mihaelei. Pe ea a pedepsit-o, nu pe el, sărmanul băiat. Costelușul meu, la astfel de larmă verbală, bolnavul tresare, încearcă să-și deschidă ochii, care arată ca două fante înguste cât lama de cuțit. Cu greu întrezărește ca printr-o ceață densă fata. Un licăr de memorie îi năvălește mintea amorțită de calmante. Un rictus pe post de zâmbet de bucurie îi apare pe față, o strigă, dar limba uscată se împiedică de pereții gurii, care și ea e toată oiască. Sunetul care voia să însemne Mihaela iese doar ca un hârâit jalnic. Dă să se ridice ca să o îmbrățișeze. Mihaela! Hârâie din nou, scoțând de sub cearceaf mâna dreaptă complet gipsată, iar în loc de stânga un ciot rămas numai de la cot în sus,
care zvâcnea ca o păpușă de mentă scăpată de sub controlul păpușarului. Puterile îl părăsesc rapid și se prăvălește pe spate în pat, brobonit de transpirație. Mihaela se șochează și, cu ochii ieșiți din orbite, pufnește într-un plâns isteric, se întoarce spre ușă și țâșnește afară. Pe coridor se oprește lângă un perete pe care se prelinge în jos, stă ciuci cu fruntea pe genunchi și brațele înfășurate ca niște tentacule în jurul propriului gât. O scutură hohote nestăpânite. Nu cred, nu pot să cred, nu-i adevărat. În acel moment din salon răzbate un zbierăt inuman. Costel urla. Prin fumul minții lui sedat l-a străfulgerat un crâmpei de înțelegere. Am pierdut totul, absolut totul. Nu, nu! Cuvântul s-a transformat într-un răget ca de animal rănit care a cutremurat toți pereții și a răzbătut pe toată secția. O asistentă iese în goană. Din cabinetul său apare și un medic rezident care era de gardă. Intră grăbit în salonul lui Costel, care se zbătea pe patul lui de neputință. Am pierdut totul, nu mai sunt om, am rămas doar o ciosvârtă. I se zbat gândurile între două fracțiuni de conștiință împleticită. Fă imediat un sedativ, îi spune medicul asistentei, care deja avea mână seringa pregătită gata. Peste doar câteva secunde, bolnavul s-a potolit și s-a cufundat într-un somn adânc. Doctorul ia pulsul la carotidă. E în regulă. În vremea aceasta, Mihaela afară continuă să plângă în hohote nestăpânite. Potolește-te, fată, o admonestează mama. Ai vrut să-l vezi? L-ai văzut. Acum gata, pune punct. Cu ăsta tu nu mai ai ce face, ai văzut cum e. Eu m-am uitat atent. Pe sub cearceafă, în loc unde ar fi trebuit să fie picioarele, era gol, groapă. Nu va mai fi om în vecii vecilor, vai de capul lui. Haide, haide, mergem acasă. Pe hol și în saloane se înstăpânește din nou liniștea. Până și Filoftea muțise din cauza acelei scene teribile. A rămas cu mâinile duse la gură și cu o privire fixă de om nebun. Văzându-i starea, tânărul medic s-a apropiat și s-a așezat lângă ea pe marginea patului liber. Doamnă, eu astăzi m-am întors din concediu și am intrat direct în gardă. Nu știu cum s-a întâmplat, vreți să-mi povestiți? Eu n-am nicio vină, să știți, să știți. El și-a făcut-o cu mâna lui. Nu l-a mai ținut năpasta acasă. Ne-a nenorocit. Ce ne-o face? Ce ne-o face acum? Se apucase cu câte o mână de brațul celeilalte ca într-o auto-îmbrățișare și se legăna înainte și înapoi precum un om sărac cu duhul. Nimeni nu spune că sunteți vinovată. Hai, calmați-vă. Primul șoc a trecut, acum ar fi bine să vorbiți. O să vedeți că vă veți simți mult mai bine după aceea, mai ușurată. Vă spun că n-am nicio vină. Toată după masa nu am avut astâmpăr, parcă cineva îl împingea de... Nu a avut astâmpăr, parcă cineva îl împingea de la spate. Soarta, șoptește asistenta, care nu plecase încă și stătea în picioare la capul patului, supraveghind respirația pacientului și urmărind monitorul. Ce soartă, care soartă? Ridică către ea privire revoltată Filoftea. Ucigă-l toaca, necuratul. Aici a fost o făcătură, știu eu. Mi-a spus vrăjitoarea că va veni mare necaz pe capul meu la această seară, că mi-a făcut vecina de la doi, căci că eu vreau să iau bărbatul. Mi-a făcut vrăși nenorocita, că parcă mie îmi trebuie mototolul de bărbatul. Eu am alte pretenții, alte standarde. Mai bine ar avea grijă de ea, nelăuta, să se mai îngrijească pe ea, ca să nu se uite acela la altele mai frumoase și mai dechisite, că ea cu țâțele ei lăbărțate e ca... Doamnă, eu, o întrerupe medicul. Ce tu, ce tu, parcă tu știi? Astea-s vrăși și nu le-am putut deslega de tot. Că mie mi-a făcut de moarte, dar uite că a ieșit la băiat. Că dacă m-ar fi ascultat, n-ar fi pățit. Că eu am știut ce a făcut aia și că dacă ieșim către seară, nu ia bine. Și așa a fost. Că nu i-a ajuns că m-am dus cu el după prânz până la fratisul. Apoi și-a adus aminte că la 5 trebuie să vină televizoristul să repare rabla de televizor, că noi nu suntem în stare să ne cumpărăm unul mai a cătării. Că numai eu știu cum mă descurc cu banii ca să-i hrănesc pe toți. Bău, ăla n-a venit, iar Costel s-a nervat din calea afară. Nu mai avea stare, parcă dăduse strechea în el. Se învârtea ca lupul în cușcă și n-avea stâmpăr, parcă îl mânca pielea. A căutat-o cu lumânarea, vă zic eu. A fost o vrajă, că a fost musai să iasă el chiar atunci din casă. Nu mai dădea pace. Hai, mămică, să ieșim în oraș, te scot la un suc. Nu merg eu acolo la niciun suc.
De ce n-ai stat la frate tu? Că ne-am distrat bine când a pus acela caseta lui cu populare, mai apoi pe ce adusă de tine. Și ne-a tratat cu o bere și a mâncat semințe prăjite și sărate. Urma să facă cum nată ta și niscai floricele și să ne uităm la TV-ul lor, color. Dar tu nu, că vine omul și trebuie să fii punctual, că nu-i frumos să aștepte după tine. Ia cătă că lui nu e rușine să nu vină deloc. Nu plec nicăieri, mă duc la Ștefii, de la 7B, să văd serialul la color. Hai mă mică cu mine, că n-am stare să rămân singur în casă. Sunt agitat, ce să fac, să vorbesc cu pereții? De ce viermiți umblă în fund? Dar ce viermiți umblă în fund acum? Culcă-te, că mâine te duci la lucru, că știi că ne trebuie bani. Dar de vreme, nu mă pot culca odată cu găinile. Nu merg, ți-am zis ce fac, tu pregătește pentru mâine la lucru. Că dumneata numai la lucru te gândești, la lucru, să lucru. Parcă nu ți-aș pune în palmă toți banii în fiecare lună. Eu dacă vreau ceva trebuie să-ți cerșesc mata un bănuț, ca și când nu eu îi câștig. M-am săturat să știi, nu stau acasă, mă duc. Dacă nu vrei să mergi cu mine, să-ți fie de bine, eu te-am invitat. Supărat pleacă fără să se mai uite la mine, iar eu îmi iau un șal din garderob și îl trântesc pe umeri, ieșind în casa scărilor, tocmai la timp ca să prind discuția dintre Costel și două vecine. Hei, Costele, unde te duci, mamă? În oraș, în oraș? Da, ies un pic înainte de culcare. E, te întâlnești tu cu o fată, că nu doar se duce singur la plimbare un fecior chipeș ca tine. Ba, singur, că prietena mea e la lucru. Nu se poate așa ceva, singur. Ancuța mea e acasă. Hai la noi la un suc, sau ieșiți împreună. Sigur că da, nici Dana mea nu s-a dus nicăieri. Nu știu ce au fetele astea, că se închid în casă și nu scot nasul în lume. Să fiu eu în locul lor? Sigur, Costele, ia tu frumos fetele și ieșiți în oraș, că sunteți tineri, mamă. Când s-o faceți, dacă nu acum? Lăsați-mi băiatul în pace, codoașe ce sunteți, zbier cât pot de tare și mă îndrept spre ele cu o privire amenințătoare numai să le iau la păruială. Vreți acum să-l duceți la curve, ha? Tu spurcată, tu găsești alt nădrăgar la stricata de fiita, nu pe băiatul meu. Așa a fost, domnul doctor, să știți, nu eu am fost de vină, nu eu. Dacă nu pleca ca un apucat, când a văzut că lapăr de stricatele alea care vreau să pună mâna pe el, că era băiat frumușel, foc și harnic și respectos, să știți, că eu așa l-am crescut, l-am ținut din scurt și nu m-am arătat că aș fi mulțumită ca să-l ambiționez. Nu, nu poate fi adevărat, nu, se aude dinspre pat un țipăt. Costel, sub efectul calmantelor, avea în somn un coșmar. Cu o privire fixă de somnambul se zbate și vrea să se ridice, să stea în fund, să coboare din pat. Nu-și găsește punct de sprijin și se prăvale înapoi pe pat. Ridică ciotul de mână și amenință cu ea. Tu, tu, să mă ambiționezi? Ha, ha, dacă ai fi venit cu mine... Pe față îi se preling două lacrimi stinghere. Se vede că prin ceața minții lui amorțite de medicație o auzise totuși și chiar înțelesese. Ha, ha, răsunau hohotele râsul plânsul care îi zguduiau pieptul. Medicul se repede la el, îi ridică pleoapele și se uită la pupilă. Nu poate fi conștient, delirează. Dă-i doza minimă de morfină, se adresează asistentei. Cum nu-i conștient că s-a uitat la mine, nu se lasă filofteia. Gata, doamnă, vă rog să plecați acum, avem noi grijă de el. Eu nu-s de vină, farmecele, haideți cu mine. O ia asistenta cu mâna pe după spate. Să lăsăm să se odihnească, are nevoie de liniște. Dimineață, raport de gardă, se raportează toate întâmplările nopții. Eu cred că la pacientul Pârnău este imperios nevoie de consiliere psihologică. Omul este foarte șocat. Nici nu are cum să fie altfel după tot ce a pățit, zice doctorul Vâlceanu, șeful secției, cel care de altfel a și operat. Va veni și vremea pentru consiliere psihologică. Cred că în acest moment ar fi prea devreme. Este prea slăbit fizic. Să-și mai revină un pic, apoi mai vedem. Deocamdată o să stau eu de vorbă cu el. Voi face vizita mare, apoi mă voi ocupa de el în mod special. Este groaznic ce i s-a întâmplat. Atât de tânăr. Din păcate n-am putut să-i salvez niciunul dintre picioare. Au fost complet zdrobite, ca tocate. Știți cum arată cânepa când o melițezi? Ei bine, așa arătau și picioarele lui. O mulțime de așchiosoase ținute de piele ca niște cuie într-un sac. Atât. N-am avut cum, sărmanul de el.
Când l-au adus, semăna cu o ciosvârtă de carne vie, sfâcnindă necontrolat, din care țâșnea sângele ca dintr-un butoi cu vin, căruia tocmai s-a dat cep. Imediat am cerut pentru el sânge de la centrul de transfuzii. Îmi pare atât de rău. Dar, de fapt, cum s-a întâmplat? Nu știu nici eu exact. Când l-au adus, era într-o astfel de stare că l-am dus direct în sala de operație. Am văzut multe cazuri de accidentați, dar așa încă nu. Parcă era o imensă halcă de carne însângerată și zvâcnindă. Nu știu cum a fost. Mama s-a zice că era nervos și nu avea stâmpăr, voia cu tot din adinsul să plece de acasă. Tânărului rezident îi se lățește pe față un zâmbet. Bine că tu găsești amuzant o astfel de tragedie, se uită urât la el profesorul. Îmi cer scuze, cum să nu mă amuz când femeia e obsedată de ideea că totul s-a întâmplat din cauza că i s-au făcut vrăji. Crede cu tărie în asta, e de-a dreptul penibilă. Sigur că mă amuz, cum poate fi cineva atât de limitat? Deodată din salonul lui Costel se aude o bufnitură, apoi un urlet, după care ceva ca bătăile unui ciocan mare. Profesorul se repede în salon. Costel era căzut pe jos și își dădea cu un umăr de marginea patului și cu mâna rămasă întreagă lovea dușumeaua, iar cu capul dat pe spate privea plafonul cu ochii de nebun. A început să strige, certându-se cu dumnezeirea. Doamne, de ce tocmai eu? Cu ce am greșit? Ce o să fac eu acum? Spune-mi, Doamne, ce? Căci că tu le planifici pe toate și că ești bun. Nu ești bun, nu ești. Că dacă ai fi, nu mi-ai fi făcut asta. Te blestem să știi. Te blestem să te învingă, michiduță. Să te bată ca să te învețe minte. Te urăsc, Dumnezeule, nedrept ce ești. Te urăsc. De ce nu m-ai omorât dacă tot ai avut ceva de împărțit cu mine? Ce ți-am greșit eu? Te urăsc. Ultimele cuvinte se neacă într-un hohot nestăpânit de plâns. Profesorul se lasă pe genunchi lângă el, îi pune mâinile pe umeri, tace. O vreme nu zice nimic. Sub influența mâinilor lui calde, pacientul se liniștește. Profesorul cheamă un brancardier. Acesta îl ia pe brațe pe Costel și îl așează în pat. Ce s-a întâmplat? De ce ești chiar așa de supărat? Întreabă profesorul cu vocea lui profundă și caldă. Ar trebui să spui mulțumesc pentru faptul că ai scăpat cu viață, îi spune așezându-se pe marginea patului. Era profesorul acesta un bărbat bine făcut, înalt și puternic. Deși nu era bătrân, părul era complet cărunt, ceea ce îi dădea un aer de distincție. Oricum impunea respect. Era ceea ce se cheamă un bărbat frumos, pe deasupra avea o fire blândă. Era bun ca pâinea caldă. Empatiza cu bolnavii, avea răbdare, cu ei le vorbea frumos, îi încuraja. N-aș mai fi scăpat. Asta se poate numi viață? Am vrut să mă cobor din pat să mă duc la toaletă, dar am căzut. Dacă nici atâta nu pot să fac, mai bine mă spânzur și termin cu toate. De fapt, numai cu o mână nici să mă spânzur nu pot. Dacă nici atâta nu sunt stare, la ce bun să mai fac umbră pământului? Nu-s bun de nimic. De ce să mai suport durerile astea de mente care mă seacă? Nu mai suport, înțelegeți? Nu mai suport, nu mai vreau. Mă arunc de la etaj. Asta o să fac. Da? Și cum ajungi până la fereastră? Se supără profesorul pe el. Uite ce e. Eu înțeleg foarte bine că într-adevăr în acest moment este foarte greu pentru tine. Știu și că durerile sunt mari. Noi facem tot ce putem ca să le diminuăm, să te ajutăm. Durerile or să treacă. Trebuie să ai doar un pic de voință și de răbdare. Când te doare, spune-ne și îți dăm calmante ca totul să fie cât mai suportabil. O să treacă, ai să vezi. Și atunci vei fi mulțumit că ești în viață. Suportabil? O să treacă? Vine replica cu ton de batjocură desnădăjduită. Și eu rămân tot neom. Nu, nu vreau să trăiesc așa. Nu ai dreptate. Eu am făcut tot ce am putut la operație. Din păcate, deși am încercat să salvez măcar un picior, nu s-a putut. Dar la unul am reușit să păstrez genunchiul. Te vei vindeca și vom comanda proteze. Având un genunchi, vei putea merge mai bine, fiindcă vei putea îndoi piciorul. Nu o să fii condamnat definitiv la scaun cu rotile. Vei merge. Realizezi ce important este asta. Ai avut un accident extrem de urât. N-am mai văzut așa ceva. Nici nu-mi pot imagina cum s-a putut întâmpla chiar așa. Cum ai ajuns cu ambele picioare și mâna stângă sub roțile tramvaiului? Nu ai vrea să-mi povestești ca să mă lămuresc? Păi, am fugit după tramvai și m-a călcat. Ce e atât de greu de înțeles? Răspunde țâfnos Costel. Nu te supăra, dar
Chiar dacă ai fugit după el, nu-mi pot imagina cum ai ajuns sub roți în felul acesta. Eram în fața blocului și mă certasem cu mămica. Ea trăgea de mine să nu plec. Eu eram nervos, fiindcă și-a băgat nasul în programul meu și voia să mă comande tot timpul ce să fac, cu cine să vorbesc, așa că m-am smuls din mâinile ei. Am văzut că tramvaiul tocmai se oprea în stația, care nu era departe de blocul nostru. Am gonit să-l prind și să scap de ea. Când l-am ajuns, tocmai pleca, cu ușile deschise. Am gândit că acesta e norocul meu și m-am agățat cu o mână de bară. Tocmai atunci vatmanul trage de manetă ca să mărească viteza. Tramvaiul s-a zguduit. În același timp a vrut să închidă ușile, care m-au izbit. Zguduitura tramvaiului și izbitura ușilor m-au dezechilibrat. Am scăpat bara de mână și am căzut, dar încă agățat de tramvai. Ce anume s-a agățat, nu știu. Tricoul sau un crac de la blugi? M-am lovit la cap și am rămas năuc, dar nu suficient de năuc, încât să nu percep cum fierotania se mișca, iar roțile veneau peste mine rotindu-se și huruind. Tramvaiul trăgea, iar capul meu se lovea de capătul traverselor și sălta ca o minge când dădea de următoarea traversă. Vatmanul nu a observat ce s-a întâmplat, așa că tramvaiul continua să meargă. Și nu știu cum din mersul acela m-a întors, că am ajuns cu picioarele și mâna stângă sub roți. Am urlat, dar nu mi-am auzit vocea, de parcă aș fi fost mut. Apoi o căldură și un fel de amorțeală. Mă învârteam ca într-un carusel. Apoi negru, nimic, asta a fost, altceva nu mi-aduc aminte. Și cum nimeni nu i-a spus vatmanului aceluia să oprească? Cum e posibil? Nu știu. Mămica mi-a zis că cei din tramvai n-au sesizat imediat. Cei de afară au început să fugă pe lângă tramvai, să facă semne disperate cu mâna, să strige. Stai mă că l-ai călcat, oprește că l-ai omorât. Într-un târziu, vatmanul a sesizat că se întâmplă ceva și a oprit. Toată suflarea aflată în zonă s-a înghesuit să vadă ce și cum, însă nimeni nu făcea nimic. O gloată îngrozită. Se împingeau unii pe alții, unii ca să vadă mai bine, alții ca să plece, nesuportând priveliștea. Unora li se făcuse rău. Cei rămași se uitau ca vițelul la poarta nouă, iar mămica, care venise tot într-o fugă din fața blocului, când a văzut cum îi arată băiatul, pur și simplu a leșinat. Până la urmă, cum ai ajuns la spital? Cine te-a scos de acolo? V-am spus că eu știu numai ce mi s-a povestit. Un băiat, care fusese la barul din apropiere, înțelege situația, mă ia în brațe, jumătatea care mai rămăsese din mine, iar un altul căra picioarele, care atârnau ținute de o piele, le trebuia o mașină. Cine pune o mașină la dispoziție? Strigă băiatul. Mulți și-au pus coada pe spinare și-au plecat. Puneți-l în mașina mea, a zis un șofer de taxi. Tu ești nebun, ți-o umple de sânge, praf ți-o face. În măta de bou, băgați-l acolo odată. Trebuie dus la spital, că altfel moare. După cum arată, cred că-i mor deja, se ițește un deștept din mulțime. Când m-au așezat pe bancheta din spatea taxiului, parcă am simțit cum îmi pun picioarele tăiate deasupra mea. De undeva a răsărit gândul să mă ridic într-un cot, să-i văd pe cei binevoitori ca să-mi pot aduce aminte de ei și să le mulțumesc când am să fiu în stare, dar nu mi-am găsit cotul. Efortul a fost mult prea mare, am căzut înapoi și am leșinat din nou. Cum am ajuns la spital, nu știu. Da, a sosit o mașină care rula, cred, cu maximum de viteză pe care o putea atinge și cu claxonul pus. Se auzea de la câteva străzi distanță. Portarul a dat telefon că este un foarte grav rănit și am coborât în fugă. Când te-au scos din mașină și te-au pus pe targă, mama ta a strigat disperată. Costelușul meu a murit, a murit. Aveai un puls extrem de slab. Cineva și-a dat cu părerea că nu mai e nimic de făcut, că ar trebui să te dăm acasă, dar eu am hotărât că vreau să fac pentru tine tot ce omenește posibil ca să te salvez. Și uite că am reușit. Așa că te rog, nu mă dezamăgi. Luptă și vei reuși. Dacă omul vrea, poate orice ce. Ne-am înțeles? Îmi promiți? Nu te da bătut. Domnule doctor, chiar credeți că este posibil? Sigur că este posibil. Alții au crezut că ești deja mort, dar eu am vrut să-ți salvez viața și uite că dacă am vrut, am reușit, nu? De cât timp sunt aici? Nu are importanță, de câteva zile. Important este că ai rezistat, că te-ai trezit, că acum stăm de vorbă.
Am impresia că am dormit un secol, parcă am și visat, ceva cu un castel, cu un prinț, care mergea călare la propria-i nuntă cu o prințesă care avea chipul Mihaelei, știți? Mihaela e prietena mea. A fost, cred. Eu mă îndreptam spre castel, ea stătea în ușă, dar cu cât mergeam eu înainte, cu atât ea, cu tot cu castel, se depărtau. Mi-am dat seama că, deși merg, nu pot înainta, fiindcă îmi crescuseră un fel de rădăcini, în timp ce Mihaela se tot îndepărta și îmi făcea cu mâna semn de adio. Da, uneori, din cauza stupefiantelor administrate în astfel de cazuri extreme, mintea naște astfel de vise coșmar. Dar mă mir că ți amintești, de obicei nu se întâmplă asta. Da, și îmi mai aduc aminte că încercam să mă trezesc, dar nu puteam să-mi ridic pleoapele. Totuși, ca printr-un fel de ceață, parcă vedeam persoane trecând pe lângă mine, intrând și ieșind. Mi s-a părut că aud pe cineva plângând și trăgându-și nasul și am avut impresia că o recunosc pe mama. Cândva, nu știu dacă a trecut timp mult sau puțin, de asemenea mi s-a părut că îi recunosc pe colegii mei de pe șantier stând în jurul patului meu. Aveam o acută senzație de mâncărime la laba unui picior și l-am rugat pe unul să mă scarpine. Omul n-a făcut nimic, dar atunci mămica a izbucnit în hohote de plâns. S-a ridicat și a venit spre pat. Costeluș, tu nu... Dar nu a apucat să-și termine vorba, căci tocmai a venit asistenta să mă panseze. Când a început manopera, cred că am leșinat din cauza durerilor nemaipomenite și nu mai știu altceva. Câteva săptămâni bune au trecut în spital, zile de dureri crunte. Cel mai dureros era la pansat, dar nu era ușor nici cu restul. Mâna era ciuruită de ace și îl durea cum stătea așa cu ea permanent întinsă, pentru transfuziile de sânge ori perfuziile cu care îl hrăneau, căci mâncare și acea supă strecurată a primit de-abia după vreo 3 săptămâni. Durerile fizice erau cum erau, foarte greu de suportat, însă cele psihice îl terminau de-a dreptul. Frica de viitor, întrebări de tot felul, ce va face, cum se va descurca, ce fel de viață e aceea pe care o întrevedea el, îl înnebuneau. Îl podidea furia și revolta. A avut noroc cu profesorul, care de multe ori venea, se așeza pe scaunelul de lângă pat și stătea cu el de vorbă. Alteori pur și simplu tăceau, dar Costel îl simțea ca pe un suport, simțea că nu e singur, că nu e părăsit. La fel era și cu doamna Mărioara, o infirmieră. Ia fă tu bine și mănâncă singur. Dacă îți dau eu acum, când tu de fapt poți și singur, am senzația că te îndop ca pe gâște. Nu-i bai dacă dai pe tine la început, curățăm. Așa? Vezi că poți, îl încuraja ea. Astfel, doamna Mărioara fusese prima persoană care l-a ajutat practic să capete încredere că nu-i neajutorat cu totul. Uneori, când îl vedea abătut, trist, îl scotea cu căruciorul la plimbare. Prințule, iar ți s-au necat corăbile, afară cu tine. Și îl punea în cărucior, îl acoperea cu un cerceaf peste ceea ce a mai rămas din partea inferioară a corpului lui și plecau. Ieșeau în curtea din spatea spitalului, unde erau câteva bănci la umbra unor pomi și câteva rondouri cu flori. Mulțumesc, doamnă Mărioara. Este minunat aerul acesta curat și lumina soarelui. Ce frumoase sunt florile! Ce culori! Nu pot crede că până acum n-am realizat cât sunt de nemaipomenite toate acestea. Lasă, dragule, nu te necăji. Totul va fi bine, ai să vezi. Numai că trebuie să ai răbdare. Toate se rezolvă. Cu tine Dumnezeu a avut un plan, că te-a lăsat în viață. Da, ce mai plan? Doar că nu văd eu cum se poate numi asta viață. Sunt condamnat să depind de bunăvoința altora, răspunde cu amar Costel. Nu vorbi cu păcat. Uite, în revista asta este o poveste, să o citești. Stai, nu sări așa, spune femeia când vede cum protejatul ei se înroșește la față, privirea ei devine aspră și că vrea să riposteze dur. Nu te enerva imediat. Știu că nu ai cum să ții revista, de aceea i-am cerut la domnul profesor să-mi dea voie să iau de la dumnealui stativul de lângă calculator pe care își sprijină foile. Ți-l proptesc eu de pat așa ca să poți citi. O să vezi din povestea asta că nu ești singurul pe lume care a rămas olog. Nu te supăra, dar eu cred că o să-ți fie de învățătură și de ajutor. Zis și făcut. Textul nu era lung, dar... Dar din dar se face raiul. E zi de sâmbătă, e sâmbăta floriilor și mai e și Sfântul Gheorghe. Decid să uit de treburile ce le trupești și îmi fac sărbătoare pentru suflet. Mă duc la biserică. Întotdeauna, îndată ce trec pragul vreunei biserici, îmi găsesc ușurare.
Fie mă învăluie liniștea și împăcarea cu mine însămi și cu tot mapamondu, simțind dintr-o dată o senzație de bine și bunătate greu de explicat ca sub puterea unei vrăji de nestăvilit, fie mă descătușesc de dureri și vaiere de tot felul, hohotind în genunchiată, și atunci am invariabil senzația că mi se deschide pieptul și ceva din mine se înalță către ceruri, ignorând ziduri și opreliști, purtându-mi solia de speranță și izbăvire. Sfârșesc prin a mă învălui o stare de putere care dezvăluie cealaltă față a medaliei, în tot răul și un bine. Așa stând lucrurile, constat că iau drumul bisericii tot mai des, în special duminica și de sărbători, mai ales pe măsură ce înaintez mult mai repede după gustul meu către celălalt capăt al firului. În anii mei de tinerețe mă mai dădeam dusă în locul sfânt, mai ba, preferam să hălălui pe care pe unde în zilele cu pricina și replicam a tot știutoare, sigură de mine și cu nasul în vânt. De ruga te poți ruga oriunde, nu numai la biserică. Acesta e un formalism de bigoți. Mergi acolo, te rogi doar de la gură, apoi ieși afară și uiți totul. Una zici și alta faci. Asta ce-i drept se mai întâmplă. Îmi dau dreptate celei de atunci. Numai că nu toți oamenii sunt niște bigoți sărași la suflet care încearcă să-l păcălească până și pe Dumnezeu. De fapt, nu realizează sărmanii că se păcălesc pe ei înșiși. În acea sâmbătă a floriilor, care s-a nimerit a fi și ziua Sfântului Gheorghe, mă duc la o bisericuță mică-mică care mi-e mai aproape de casă. Trec prin piața de flori, care dacă ar fi să grăiesc cum se grăiește, aș zice că geme de flori. Dar ea nu geme, cântă și îmbrățișează cu dărnicie gratuită pe toți cei care vor să se lase pradă bucuriei nefalsificate din zâmbetul larg al fiecărui fir de floare, chiar dacă e una numai uite atâtica, minusculă și fragilă. Nu mă uita e numele ei. Cu lumina răsfrântă din ochii albaștri, precum acoperișul lumii, când nu-l bântuie negurile turnirurilor dintre nouri, care se înfruntă cu dușmănie, aidoma pământenilor, floricica aceasta are o putere mare, magică. Îi face pe oameni să nu uite a fi ei înșiși, adică frumoși cum îi dorește cel ce i-a creat. Intră mulți pe ușa deschisă a bisericii. Glasurile de cântări plutesc în aer ca și când ar avea aripi de înger. Poate că și au. Dacă ești suficient de atent, poate că te lasă să le simți fâlfâirea care te alină și te mângâie, dacă vrei și dacă poți crede. Dacă nu, dar poate că rugile celor aflați în lăcașul cel sfânt se unesc în mănunchiuri ca și florile pieței și cu putere mai răzbătătoare se înalță către zenitul fără limită. Și tot dacă ești destul de atent, ai să simți cum rugile acestea reușesc, sprijinindu-se una pe alta, nelăsându-se pradă slăbiciunii, să străbată drum foarte a nevoie de străbătut de unul singur, calea cea dreaptă până la cel mare și bun, care îți aude glasul și scoboară asupra ta dragostea, cea fără de limite, ca oricărui părinte pentru proprii prunci. Stau cu privirea plecată a pioșenie când zăresc cu coada ochiului cum se tărăște pe lespezile de gresie lucioasă un olog, cel mai olog dintre ologi, fără strop de rămășiță de picioare. Văd o jumătate de om, se împinge în mâini și trage restul de la șolduri în sus ca pe o căruță cai. Merge, în ghilimele, drept pe mijlocul naosului, ajunge la analog, stativul acela pe care stă Evanghelia și o icoană. Se oprește, se roagă, nu plânge, doar se roagă, sărută pânza cu care i-a acoperit analogul și pe care era pictat o maică cu pruncul. La icoană de deasupra nu ajunge. Un copilandru se desprinde din grupul coriștilor, ia icoana de la locul ei de pe locul unde jumătate de om nu poate ajunge și o întinde. O ia cu amândouă mâinile și o sărută, apoi o dă înapoi. Se întoarce, se depărtează un pic și se așează pe de margini. Continuă să stea și să se roage. Deschide ochii care rămân uscați, refuzând să-și plângă de milă, doar când cineva întinde primul bănuț. Apoi, ca și când un declic i-a slobozit din detenție, curg semenii către el, fiecare cu ce poate. Undeva în adâncurile ființei știu că jumătatea de om e la fel lor, om. Creația Domnului. Slujba se termină. De poimâine începe săptămâna mare, săptămâna patimilor.
Înainte de a ieși, ologul se oprește la o icoană și lasă un ban, milostenia sufletului. Apoi cumpără o lumânare. Eu fac la fel. Mă simt mai bună ca oricând. Plec. Imaginea neputinciosului mă urmărește. De fapt, mă pregătesc. Aștept învierea. Halal, consolare, doamnă Mărioara, ce să zic? Ăsta barem avea amândouă mâinile în care se sprijine și să se tărască. Eu cu una singură ce să fac? Tot dependent de alții voi fi și nu văd cine or să fie aceea. Se vor sătura de mine și mama și surorile. Mai bine ar fi fost, cum l-am auzit într-o zi pe un doctor tânăr, că îi spunea colegei lui, pe când ieșeau din salon și credeau că eu dorm și nu-i aud. Spune și tu, nu era mai bine să fi murit? Ce viață e asta? Să nu poți face nimic singur? Va sta pe capul familiei bieții oameni. Să fie nevoit să-și planifice viața după necesitățile unui handicapat ca ăsta? Vai de ei! Colega, nu ai dreptate. În primul rând nu-i handicapat, este infirm. Și apoi, puterea unui om este incomensurabilă dacă s-au depărtat și nu i-a mai auzit ce au zis. Copile, nu vorbi așa, uite că ești în viață, deși la început nu mulți au crezut în șansa asta. Și mai ți-aș spune ceva, să nu te superi pe mine. Ziceau doctorii, i-am auzit eu, cum că ai rămas valid din punct de vedere sexual. În acest caz, te poți căsători, poți avea copiii tăi, familia ta. A, iurea, dumneata chiar crezi ce zici, ori ai băut? Auzi, știi ce, nu mi te obrăznici, se preface femeia, se rățoi la el. Da, chiar cred. De ce nu? Numai că tu ești mai ales cel care trebuie să creadă. Să nu te îndoiești și să lupți. Știu că poți. Nu exteriorul e totul pe lume. Mai mare importanță are cum ești pe dinăuntru, în sufletul tău. Totul este să găsești femeia care să aprecieze asta. Fă bine, prințule, și nu mă dezamăgi, că nu de asta te îngrijesc eu acum ca pe ochii din cap. Îi zâmbește cald femeia, care în acele momente se gândea la fiul ei care era plecat departe.